Alături de mine este Victoria Condrat, manager local al proiectului moldo-elvețian Mensana, suport pentru reforma serviciilor de sănătate mentală Moldova. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața! Astăzi e o zi importantă pentru că trebuie să conștientizăm ce reprezintă sănătatea mentală și cum stăm noi ca și populație la acest capitol. Hai să începem cu o definiție pe care ai putea să ne oferi ce este de fapt sănătatea mentală. Cred că am să vă dau o definiție exactă, așa. Pentru că atunci când vrem, găsim o multitudine de definiții în internet, este plin internetul. Aș vrea să menționez că este important pentru fiecare din noi atunci să simțim un echilibru psihoemoțional, să fim funcționali din punct de vedere fizic, psihic, emoțional și atunci asta ar însemna cumva că avem o sănătate mentală. E foarte simplu și în același timp atât de complicat de ajuns la acel epogeu echilibristic din punct de vedere psihoemoțional. Populația Republicii Moldova este cumva afectată de acest fenomen a dezechilibrului sănătății mentale? Desigur că este. Întreaga lume este afectată. Noi am trecut printr-o perioadă pandemică destul de dificilă pentru întregul glob. Acum suntem într-o perioadă dificilă deoarece avem un război în țara vecină. Aceste evenimente nu pot să nu-și pună amprenta pe noi toți. Și pe lângă toate astea mai avem și un tempo al vieții foarte rapid, foarte grăbit. Suntem plini de deadline-uri și task-uri și to-do și tot felul de cuvinte din astea sofisticate care ne stresează și desigur că își lasă amprenta. Dar există o statistică sau cel puțin ai putea să ne oferi niște cifre despre sănătatea mentală versus populația Republicii Moldova? Noi avem aproximativ 2,6 milioane populație în Republica Moldova. Din aceștia, aproximativ 80.000 de persoane au probleme de sănătate mentală și s-au adresat cumva la un centru comunitar de sănătate mentală, la un specialist. Dar asta înseamnă că astea sunt cazurile oficiale înregistrate, nu înseamnă că sunt per total. Adică sunt mulți oameni care habar nu au că de fapt suferă de un dezechilibru psihoemoțional. Care ar fi simptomele? Când ar trebui să mergem să ne adresăm unui specialist? Deci, dacă avem o statistică oficială, neoficial am putea să facem o estimare, pentru că, conform studiilor, fiecare a patra persoană, deci 25% din populație, la un moment dat în viață, ar avea o problemă de sănătate mentală. Severă, ușoară, acestea pot fi diferite. Însă asta înseamnă că, totuși, fiecare al patrulea om ar putea fi afectat de problemele de sănătate mentală. Și dacă ne întoarcem la simptome, da, ele tot pot fi foarte diferite în dependență de diagnostic. Dar totuși trebuie să fim atenți atunci când observăm că ne copleșește surmenajul, când suntem foarte stresați, dar mai ales dacă, de exemplu, timp de 2 săptămâni sau mai mult, nu am avut niciun fel de bucurie. Lucrurile care anterior ne bucurau, acum nu ne mai bucură. De exemplu, este foarte greu să faci lucruri obișnuite, să te trezești, să te scoli din pat, să mergi să faci duș. Niște chestii care sunt obișnuite, la un moment dat devin foarte complicat de făcut. Fizic, nu te poți impune să le faci. Acestea sunt niște semne de depresie. Și depresia este una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate mentală. Noi foarte des considerăm că va trece. Ei, lătățile greu. Ei, așa e viața. Exact. Da. Dar totuși trebuie să fim atenți la aceste semne. Și nu doar la noi. La persoanele dragi, de asemenea, tot trebuie să fim atenți. Prin ce trec? Ce simt ei? Cum sunt ei? De exemplu, o finalitate foarte tristă a depresiei este suicidul. Spre regret, aproximativ 82% din cazurile de suicid sunt bărbații. Bărbații care sunt foarte puternici în ochii noștri, care sunt presați de opinia publică, de societate, că trebuie să fie puternici până la urmă, să nu se jeluie. Cum spunem noi, în popor, nu niurlăi. Exact acest nu niurlăi duce la niște cazuri foarte tragice.
Apropo, aș vrea să deschidem un pic paranteza pentru că am citit niște rapoarte oficiale de la OMS și se spune că, de fapt, femeile sunt mai sănătoase din punct de vedere mental decât bărbații, exact din motivul că noi reușim să exteriorizăm stările noastre. Pe unde strigăm, pe unde aruncăm o farfurie, pe unde ne întâlnim cu prietenele și mai bârfim, ori bărbații se închisesc și creează acea bulă de cristal în jurul lor. Da? Cum ar putea interveni, de exemplu, partenerul de viață? Partenera, da. În privința exact. Bărbaților. Pur și simplu să fie atentă și să vorbească. Noi avem limbă ca să vorbim și este un dar nemaipomenit. Comunicarea ajută de cele mai multe ori. Atunci când exteriorizăm, într-adevăr, noi ne ventilăm emoțional. Femeile fac asta cu adevărat mai des. Nouă ne este mult mai ușor, prin prisma tuturor opiniilor publice, ne este mai ușor să cerem ajutor. Și dacă, de exemplu, pe mine m-a durut în acest weekend o măsea. Așa. Și am mers la medic și am solicitat ajutorul necesar. De ce atunci când ne doare ceva emoțional, sufletul, să zicem, nouă ne este rușine să cerem ajutor? E aceeași problemă de sănătate. Și nu este, de fapt, o rușine să ceri ajutor. Trebuie să încurajăm bărbații din viața noastră și femeile, desigur. Doar că bărbații au nevoie de mai mult curaj să solicite ajutor de la un specialist și să le fim alături. O categorie vulnerabilă reprezintă și copiii, mai ales adolescenții, pentru că sunt într-o perioadă de definitivare a personalității, a caracterului. Aici noi ca părinți ar trebui să fim mult mai atenți, să știm când mergem la un specialist. Cât de accesibile sunt centrele comunitare pentru sănătate mentală în Republica Moldova și cât avem în general și dacă se adresează lumea? Avem 40 de centre comunitare de sănătate mentală, sunt în toată țara, în fiecare raion și în municipiile Măbălți și Chișinău. Ele sunt gratuite pentru beneficiari, pentru toată lumea care vrea să meargă. Deci poți merge cu o referire de la medicul de familie sau, în cazul dacă simți necesitatea și simți că este nevoie, poți merge și direct. Nu este neapărat nevoie de referire de la medicul de familie. Serviciile sunt confidențiale, sunt gratuite și sunt sigure. Și sunt destul de bune. Chiar mă bucur de ceea ce am reușit să creăm în această țară. Da, sunt niște centre foarte bune. Și specialiști foarte buni și foarte bine ai punctat, clauza de confidențialitate se respectă 100%, așa că aveți încredere în specialiști, mergeți și discutați. Pentru că e un soi de spovedanie atunci când mergem la un neurolog, la un psiholog, la un psihiatru, un specialist. Și vreau să întreb pe final cât de important este să discutăm și să nu aplicăm din start tratamentul medicamentos. Pentru că asta e versiunea cea mai simplă. Din fericire sau din păcate, nu știu cum să zic, avem o multitudine de produse farmaceutice care ne ajută în perioada de anxietate, de depresie. Dar comunicarea, acel dialog cu un specialist, cât de mult contează? Contează foarte mult să fie totul în complex făcut. Așa. Pentru că comunicarea este foarte bună, o psihoterapie, de exemplu, sau o consiliere psihologică, o medicație corectă, un mod de viață sănătos, o conștientizare a problemelor și respectiv a soluțiilor acestora, dau un rezultat extraordinar de bun. Pentru că nimic nu lucrează doar pastila sau doar comunicarea sau doar una sau alta. Ele trebuie să fie în combinație. Deci fiecare element reprezintă o verigă și împreună facem lanțul sănătății mentale. Victoria, îți mulțumesc tare frumos că ai reușit să vii în această dimineață. Mult spor în tot ceea ce faceți și, evident, oameni care să intre mai triști, dar să iasă binevoitor și cu sănătate mentală așa bifată cu brio. Să avem toți o sănătate mentală foarte bună. Așa să fie, mulțumim tare frumos!